Imagini șocante au fost surprinse de camerele de supraveghere cu atacul asupra femeii care a fost înjunghiată într-un camping din Eforie Nord. Trebuie să vă previn că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În acestea se vede cum tânăra a încercat să se refugieze în baia publică, dar n-a scăpat de loviturile soțului, care a intrat peste ea și a înjunghiat-o de mai multe ori. În urma acestei agresiuni, tânăra a fost dusă la spital și a ajuns direct pe masa de operație cu un plămân perforat. Doctorii au reușit la limită să o salveze. Cei doi sunt împreună de peste 13 ani și au doi copii. Victima le-a povestit anchetatorilor că a mai fost bătută. Bărbatul, de altfel, mai are dosare penale pentru tâlhărie și consum de droguri. Eu când m-am dus încolo, el fugea după ea, că ea plecase, fugise, se închisese în toalet acolo și el trăgea de ușă ca să intre peste ea acolo și ea spunea, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Și până la urmă a intrat, cum a făcut, a răzbit și a răzbit așa și a intrat peste ea și o bătea. Și eu când m-am dus acolo, am ciocănit la ușa acolo și la toaletă și a zis, băi, ce faci tu aici? Și el zice, iubesc femeia. Păi cum iubești tu femeia așa, bă, bum, iubești femeia și plină de sânge? El tot zicea că din cauza ei.